În anul 2021, 200.000 de lei au fost puși la bătaie de municipalitate pentru campania de bugetare participativă, program la care au fost înscrise 5 proiecte depuse de cetățeni din municipiul Roman. Cel câștigător a fost proiectul intitulat Căsuțe pentru colectarea separată a deșeurilor municipale. Urmează ca aceste containere să fie amplasate în oraș, iar accesul la rampe va fi posibil doar pe bază de cartelă. De asemenea, aceste platforme vor fi monitorizate video. Se fac pregătiri pentru amenajare și a putea fi instalate aceste noi rampe. Ele vor avea fiecare câte 5 containere pentru colectare selectivă, vor fi atât cu sistem de gestionare cartelizat, un acces cu card, o trapă securizată și vor fi monitorizate video non-stop. Asta considerăm noi că va aduce un plus în ceea ce privește curățenia orașului, dar totodată și o gestionare mai bună a deșeurilor, putând fi colectate selectiv și restricționat accesul pentru fiecare tip de deșeu, că vorbim de sticlă, de plastic, de carton, metal, hârtie, biodegradabil sau rezidual. Containerele vor fi amplasate unde sunt deja montate platformele cu pubele de colectare selectivă, doar că acele spații trebuie să fie lărgite pentru a face loc noilor căsuțe pentru colectarea deșeurilor. Eu am recomandat ca principiu aceste noi stații să fie montate în locul celor care au fost anterior, dar nu au avut acest sistem de gestiune cartelizată. Având în vedere că acolo lumea deja e familiarizată cu depozitarea selectivă în... Păi acum avem zona Vasile Lupu, zona Fundătura Păcii, aici în spate la judecătorie, în zona Ion Creangă. Sunt 7 zone care sunt... Unde vor fi... Da, în aceeași zonă, doar că în momentul de față trebuie redimensionată platforma, întrucât este mai mare acest sistem de colectare decât cel. Toate aceste sisteme, toate aceste rampe noi vor avea sistem de supraveghere. Astfel de containere vor fi amplasate pe Fundătura Păcii, pe Alea Revoluției, pe Bulevardul Roman Mușat, pe străzile Tineretului Ștefan cel Mare, Vasile Lupu și Ion Creangă. În ele vor putea fi depozitate deșeuri precum hârtie și carton, sticlă, plastic și metal, deșeuri compostabile și deșeuri reziduale.